Hei, salutare, dragi prieteni, am revenit la Porumbel Show, dar înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați, să strângem cât de mulți abonați pe acest canal, să facem și noi în sfârșit 1000 de abonați, îmi doriți foarte mult și dacă vreți să mă ajutați să facem 1000 de abonați, v-aș ruga să apăsați butonul de abonare și dacă vreți un like. Deci, cum vedeți și aici, avem ouă, porumbei deja a făcut a doua serie de ouă, aproape în toate locurile, aici cum vedeți deja sunt puiuții mari, puiul, e unul singur, dar încă tot stă pe el, aici mai este un ou, jos avem doi puiuți foarte mici, și unul va fi bălțat și unul, vedeți aici, și unul va fi închis, nu știu ce culoare să vă spun. Cum vedeți, asta este mama, are o singură pană albă, un singur fulg și tatăl puiilor aceștia este bălțat și nu știu cum, deci nu știu cum, pentru că și am și tatăl și mama acestei femele și tatăl și mama acelui porumbel, nu știu, acum nu-l văd. Ba da, cred că, ba nu, nu-l văd acum, din păcate, să vi-l arăt. Între timp o să mă uit după el, dar o să vă și povestesc. Deci, părinții puiului albastru sunt albaștri amândoi, părinții femelei asta care v-am arătat este un albastru și o femelă, nu, tatăl este un solzat și o femelă albastră. Nu știu cum mi-a dat un pui așa cu alb, cum vedeți aici strâng paie, aici strâng paie, sus aici încă nu, aici încă tot, cum vedeți. Masculul stă cu femeia, o supraveghează să vadă ce face, aici mai sunt paie și cam atât aici intră puii, ăștia toți intră aici, deci nu este boxa lor. Aici mai avem doi puiuți, unul o să fie, hai să vii și arăt, să nu, așa, unul o să fie cuc, exact ca maica sa, și unul o să fie închis, un albastru mi se pare că închis. Cam atât, aici ar trebui să mai facă ou, dar vedem că nu este niciun ou. În rest, ne uităm aici din nou, strâng paie, aici ouă, aici mai avem doi puiuți foarte, foarte frumoși, sper că se vede. Amândoi vor fi solzați, unul va fi în coadă cu niște pene albe, nu o să-l țin, cred că o să-l zbor, depinde cum o să cred. Aici este un ou și o cniță, stai să le iau, este o femeie foarte, foarte agresivă. Nu focalizează. Nu focalizează, din păcate. Da, oricum este crepat, măi, o să avem un puișor aici. Sus avem un puiuț, ăsta are o problemă la un picior, așa că l-am pus singur. Aici avem tot niște ouă, astea ori trebui să iasă. Îmi cer scuze pentru găini, dar nu știu ce le apucă fix acum când filmez. Aici sunt puișorii, imediat va trebui să-i înțerc. Dar să vă arăt și, o să vă arăt și puii care am înțărcat într-un alt videoclip, pentru că ăsta o să fie prea lung. Uitați aici ce puiuț frumos. Uitați ce puiuț frumos. Da, asta vă mai arăt încă unul foarte frumos, care mie îmi place foarte mult. Sunt puiuții destul de mari, așa, aproape de separat. Cum îl vedeți, foarte frumos, foarte bine arată. Sănătoși, ce să spun, bine hrăniți, nu știu dacă se poate observa, bine hrăniți, la fel, da, deci cam atât și cu acest episod,
Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați și ne revedem într-un videoclip viitor. Pa, pa!